Un grav accident feroviar s-a produs în această după-amiază la Motru. Două persoane au rămas încarcerate, iar pentru salvarea lor au intervenit pompierii. Cu mai multe amănunte legate de acest subiect vine însă chiar acum colega mea, Alina Băcescu. Alina, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Evenimentul a avut loc în jurul orelor 14. Două persoane cu vârste de aproximativ 50 de ani au fost la un pas să-și piardă viața după ce au intrat cu mașina într-un tren de marfă. Impactul a fost unul extrem de violent. Anchetatorii spun că șoferul lui s-a făcut rău la volan și a intrat cu mașina direct în garnitura de tren. Pentru scoaterea victimelor dintre fiarele contorsionate ale mașinii, au intervenit pompierii din Motru, iar mai apoi acestea au fost preluate de ambulanță și transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. La fața locului s-au deplasat și anchetatorii pentru a efectua cercetări. Medicii spun că victimele sunt în afara oricărui pericol.